Primăria Reghin distribuie începând de joi 2 decembrie și până pe 20 decembrie alimentele pentru săraci după următorul program, de luni până vineri de la ora 9 la 12. Distribuirea se face la sediul SCR Sa Reghin, strada Palinei numărul 93A. Categoriile de persoane cele mai defavorizate care vor beneficia de ajutoare alimentare sunt familiile și persoanele singure beneficiare a venitului minim garantat, șomerii pensionarii cu pensii sub 400 de lei pe lună, persoanele cu handicap grav și accentuat, adulții și copiii neinstituționalizate. O persoană beneficiază de produse alimentare o singură dată și pentru o singură categorie de persoane defavorizate căreia îi aparține la data distribuirii ajutoarelor, chiar dacă se regăsește la acea dată în mai multe dintre aceste categorii. Cantitatea de produse alimentare care se distribuie este 14 kg făină, 7 kg făină mălai, 3,2 kg paste făinoasă, 1 kg zahăr și 1 kg de biscuiți. Pentru a ridica produsele alimentare beneficiare trebuie să prezinte copie carte de identitate, buletin de identitate, copie cupon de pensie, copie cupon șomaj, copie carnet de șomaj vizat la zi, copie cupon indemnizație persoană cu handicap, copie extras de cont dacă pensia sau indemnizația de șomaj este primită prin card bancar și copie certificat în cadare în grad de handicap.